La 14 ianuarie a încetat din viață tovarășa Maria Rossetti, membra Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, președinta Consiliului Național al Femeilor. Miercuri dimineața, un mare număr de bucureșteni au trecut prin fața catafalcului așezat în sala Consiliului Local al Sindicatelor, spre a aduce defunctei un ultim omagiu. La catafalc au făcut de gardă deputații ai Marii Adunări Naționale, activiști ai organizațiilor obștești, oameni de cultură și alți oameni ai muncii. La ora 13:15, cortegiul funerar a pornit spre crematoriul Cenușa. La mitingul de doliu, tovarășul Grigore Geamănu a rostit cuvântul omagial. Au mai vorbit tovarășii Gabriela Bernachi și academicianul Nicolae Ghilupu. În semn de omagiu adus memoriei dispărutei, se trag salve de arme.